meșteri din întreaga țară zilele acestea în cetatea medievală. Majoritatea nu doar expun mărfuri, ci realizează și demonstrații pentru sighișoreni și turiști. Unul dintre meșterii populari prezenți la târg este renumitul curelar din zona noastră, Nistor Ioan. Acesta ne-a prezentat produsele cu care a venit la târg și ne-a vorbit și despre importanța acestor evenimente pentru meșteșugari și modul în care sunt primite ele în comunitate. Așa cum vedeți, expuse mărfurile, sunt produsele care eu le produc în atelierul de curelărie. Enumăr câteva obiecte tradiționale, cum este opincile, chimiru, curele de pantalon, gentuțe, poșete și renumita punguța cu doi bani. Toate produsele sunt confecționate manual și sunt din piele. Curele de pantalon împletite, brățări împletite, toate lucrurile acestea sunt confecționate în atelier și împreună cu familia. Deci lucrăm, cum să spun, în familie și atelierul deja și meseria este lăsată copiilor. Pentru că ați vorbit de acest aspect, vă știm că sunteți un participant la târgurile meșteșugarilor din țară. Mai există interes pentru aceste târguri din punct de vedere al meșteșugarilor, dar și a publicului? În primul rând, interesul este foarte mare pentru meșteșugar, pentru că singura posibilitate în care ei își câștigă banii pentru existență și toate cele utilitățile de acasă, este și problema că în multe târguri deja sunt probleme cu cazare, cu transportul și încep deja meșterii să fie puțin mai restrânși din problema asta să participe. De exemplu, eu acum o să mă prezint în Tulcea, la târg. N-am fost de 2 ani de zile și acum am hotărât să mă întâlnesc din nou cu meșterii acolo. Dar să știți că cheltuielile sunt suportate de noi, foarte mari. Atâta ni se oferă cazare, ni se oferă o masă pe zi. Deci avem unele avantaje în unele părți ale țării, în târguri. Avem târguri care ne dă cazare, ne dă masă, chiar și unele ne decontează transportul. Nu toate, dar e greu să putem merge în toată țara asta, în târguri care sunt a meșteșugarilor și să promovăm meșteșugul nostru. Pentru că dumneavoastră veniți de mulți ani la târgul de la Sighișoara și sunteți aldeal nostru de acasă, da. Sunteți un liant și cu meșteșugarii. Ce le-ați transmite sighișorenilor? De ce să urce în cetate în aceste zile în care se desfășoară acest târg? În primul rând, sighișorenii noștri au ocazia să vadă ceea ce produc oamenii în țara noastră. Avem aici în târg olari, avem bijuterii confecționate, zgârdane din Baia Mare, avem legătorie de cărți, avem covoare din Valeni, avem sculptură în lemn care a venit tocmai din Fălticeni, avem din toate colțurile țării, să spunem așa, avem, dacă au nevoie de oale de sarmale, am adus de la Galați un om care acum la Copou în Iași a luat marele premiu, avem de la Orezul care a luat marele premiu, cocoșul de Orezul, deci oameni grei am adus anul acesta în târg și sigur că sunt numai câțiva enumerați. Avem cu costume populare din Sighișoara, din Albești, avem din zona noastră, avem și din Sighișoara un meșter care restaurează și face mobilier, atât pentru copii cât și mobilier mare, este aici lângă mine. Deci oameni care au venit să arete și să demonstreze sighișorenilor și celor care, turiști care vin în Sighișoara, să vadă că totuși meșteșugul în România nu moare. Un meșter popular, Popescu Lăzărica, a venit din Valenii de Munte, județul Prahova, cu covoare țesute la gherghef și realizează demonstrații practice pe ghergheful de care nu se desparte. Sunt în Valenii de Munte, județul Prahova și am venit cu covoare țesute la gherghef. Scoarță oltenească, de fapt, țesătură netedă. Și am lucrat toată viața numai în covoare și am ieșit la pensie și acum continui pe cont propriu să merg la târgurile care se organizează în cadrul muzeelor de etnografice a meșterilor populare. Vedem că nu vă despărțiți de gherghef.
Păi nu, pentru că trebuie să facem demonstrații, așa, noi nu suntem comercianți, ci suntem producători și atunci automat, ca să demonstrăm că noi le-am făcut, venim și facem demonstrație pe viu. Adică un sighișorean poate vedea cum se realizează un covor, un lucru manual de acest fel? Se poate vedea tehnica cu care se lucrează, că asta fac și eu aici. Lucrez, adică ți-e fac bucăți din astea mici ca să vadă omul cum se lucrează și tehnica de producere acestor covoașe care le-am expus. Cum vedeți aceste târguri pentru dumneavoastră ca meșteșugar, dar și pentru arta populară românească? Păi, pentru noi meșteșugare îl văd foarte binevenit, pentru că asta suntem în stare să facem, deci meșteșugul ăsta și fiecare în dreptul lui. Pentru noi, da, e foarte bine că avem o deschidere. Pentru ceilalți tineri care nu prea mai fac ei meșteșuguri din astea, pentru că sunt și migăloase. E bine că și, în general, ca să păstrăm tradiția, trebuie să vadă și copiii și oamenii mari cum se produce și să păstrăm totuși tradiția asta noastră, că de aici ne tragem, nu numai mecanizat. Astea sunt lucruri de artă care trebuie păstrate. Un alt meșter popular, Balint Iulian, a venit la Târgul Meșteșugarilor din Sighișoara cu împletituri din pănușe din porumb. De la cercei și până la abajururi pentru lustre, toate sunt realizate cu migală din foi de pănuș, iar arta a fost moștenită din familie. Am venit cu împletituri din pănușe din porumb, deci asta e fibre vegetale, 100% e ecologică. Facem, pornind de la cercei, fac niște coșulețe fel de fel, cutii cu capac, păpușele. Am adus și niște ornamente pentru pom de Crăciun. Și care este tehnica? De unde ați învățat-o? Cât durează? De la școală deja am început la clasa a patra. Atunci am făcut niște ștergătoare. Și de atunci am învățat să fac tehnica de la soacra mea și de la soțul meu. Deci, când ne începem să lucrăm, trebuie să udăm ca să fie moală. Și după aia se usucă și rămâne așa pentru totdeauna. Din satul bătrân a venit la Sighișoara cu produse tradiționale Gheorghiu Sorina. Aceasta se prezintă cu drag la târgurile meșteșugarilor și îmbracă strai popular românesc moștenit din Străbuni pentru a participa la eveniment. Am venit din Prahova, din Ploiești, dar mai degrabă din satul bătrân, Starchiozd, comuna Starchiozd. Și încercăm să aducem produse tradiționale din zona noastră. Începând cu bijuterii lucrate manual, tradiționale, cu tablouri, cu tricotaje, de la cățulițe, rochițe, lucruri tradiționale. Încercăm să păstrăm tradiția. Când vorbiți de tradiție, vă vedem că sunteți și îmbrăcată în por popular românesc. Da, este un costum foarte vechi. Este de la bunica mea și îl port cu mare drag. La fiecare participare la târguri are meșteșugărilor? Da, da, sigur, am câteva costume de la bunica și cu drag le păstrez și le port cu mare drag. Cum sunt văzute în ultima perioadă aceste evenimente, aceste târguri? Ele sunt văzute bine în general de locuitori, locuitorii orașelor unde ne ducem. M-aș bucura dacă ar fi așa mai des, pentru că așa se pot vedea lucrurile tradiționale, toate produsele care se făceau, produsele vechi și lucrate în acel stil. Și astfel, mai copiii noștri vor ști ce se purta, ce se lucra, cum se lucrau acele produse. De aceea, majoritatea meșterilor chiar lucrăm pe loc, de la bijuterii, de la țesături, coasem, de exemplu, cu doamna cu coșulețe, la fel, lucrează pe loc și fiecare încercăm să și demonstrăm ceea ce noi lucrăm și avem pe masă. Târgul Meșteșugarilor va include și astăzi un program artistic în piața muzeului din cetate. În program a fost inclusă Daniela Vlad, ansamblul de dansuri tradiționale maghiare Kikerici,
De la ora 18:30 recital Ștefania Pârlia, iar de la ora 19 ansamblul folcloric Flori de Nal Bădaneș.